Astăzi, la Muzeul Satului Dimitrie Gusti din București, a fost lansată cartea Folk Media. Lucrarea este rezultatul colaborării dintre Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române și Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Optoelectronică. Important pentru noi a fost să stabilim, pentru că arhiva are un volum foarte mare de material, sunt milioane de pagini, spre exemplu, de fond papetar, 14.000 de cilindri, 11.000 de benzi, un număr foarte mare, ne mai vorbim de clișeele foto și de filme. Și atunci a trebuit să facem o ierarhie. Este lucru cel mai greu atunci când ai un fond foarte mare patrimonial să stabilești care sunt cele mai importante și care sunt primele care trebuie să fie supuse acestui proces. Pe urmă a trebuit să alegem sistemul de protejare ulterior și s-au amenajat, după părerea mea, asta e unul dintre cele mai importante rezultate ale acestui proiect. Am reușit să amenajăm acolo unde se află arhiva, la depozitele noastre din Casa Academiei, am reușit să amenajăm câteva încăperi cu rafturi mobile în care, după decontaminare, au fost depuse și încă mai avem de depus, proiectul pentru noi nu s-a terminat, deși el s-a încheiat ca finanțare, urmează să fie depuse toate aceste tipuri de documente pe care noi le-am considerat un fond de referință. Eu, fiind etnomuzicolog, am fost implicată în selectarea transcrierilor muzicale ale cilindrilor de fonograf care au fost conservați și, de asemenea, selectarea în vederea conservărilor, adică procesul de digitizare. Selectarea transcrierilor muzicale a presupus aplicarea unor criterii științifice, pentru că unele din piese au avut mai mulți transcriitori, astfel încât treaba cercetătorului a fost aceea de a selecta cea mai potrivită transcriere pentru a fi conservată pentru viitor. Au fost în felul acesta scanate sute de mii de file din colecția noastră manuscrisă. Au fost manipulați individual, curățați și apoi supuși procedurii de decontaminare numai puțin de 14.000 de cilindri de ceară, care sunt extrem de valoroși. De asemenea, benzi de magnetofon și așa mai departe. În cadrul acestui proiect, datorită faptului că fondul papetar, cum îl numim noi, este copleșitor de mare, cea mai mare parte a echipei s-a dedicat procesului de scanare, astfel încât să obținem pentru fiecare document un dublet digital și să extragem din circuitul intern hârtiile propriu-zise, manuscrise, majoritatea holografe, și în felul acesta să avem copii de lucru digitale. Rezultatele cercetărilor prezente în acest volum reprezintă în primul și în primul rând reconcilierea dintre științele socio-umane, în speță folclorul literar, și științele pozitive, tehnica, prin faptul că noi, Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu, am lucrat în cooperare cu Institutul de Optoelectronică, INOE, și a fost un proiect care s-a durat pe parcursul a 4 ani. Textul volumului este tradus și în limba engleză.